Astăzi, în jurul orelor 17 și 15 minute, pe drumul comunal 66, dintre Verești și Coropești, a avut loc un grav eveniment rutier, soldat din păcate și cu decesul unei persoane. Din primele verificări pe care le-au făcut polițiștii, s-a constatat faptul că un tânăr în vârstă de 21 de ani, în timp ce conducea motocicleta, a intrat în coliziune cu remorca unui tractor care a semnalizat dreapta pentru a face pe un drum lateral. Pe motocicleta respectivă se mai afla una tânără de conducătorul acesteia, bărbată de 21 de ani, care a și decedat în urma evenimentului rutier, o altă tânără, dar și un bărbat în vârstă de 28 de ani, aceștia suferind leziuni și fiind transportați la unitate medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate. La această oră, polițiștii desfășoară cercetarea la fața locului și au întocmit deja un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. De asemenea, în urma verificării în bazele de date, s-a constatat faptul că șoferul motocicletei nu poseda nici permis de conducere, astfel încât cercetările sunt extinse și cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis. Gata. A murit. Da. Aveți idee câte ani are? 21. 21 de ani? Da. Din Verești? Da, din Coropești. Din Coropești? Da, a murit. Da.